Astăzi aș vrea să vorbim despre cum ne putem preda viața Domnului în rugăciune și ce înseamnă lucrul acesta. Dă-mi voie să spun că atunci când viața ta este predată lui Dumnezeu în rugăciune, El te va folosi în moduri în care nici nu ți-ai imagina vreodată. Apostolul Pavel a scris următoarele: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cu alte cuvinte, atunci când îți vei preda viața Domnului, trupul, mintea, sufletul și inima și absolut tot ce ți aparține, Dumnezeu te va folosi într-un mod uimitor. Doar în felul acesta ne putem închina cu adevărat când viețile noastre sunt predate Lui. Iar atunci când vorbim despre rugăciune, nu putem să nu vorbim despre această predare totală înaintea Domnului. Îmi aduc aminte, în urmă cu mai mulți ani, pe vremea comunismului în România, am predicat pe o vreme foarte rece în orașul Galați. Era tot așa de frică aici, dar cu toate acestea clădirea bisericii era plină de oameni. Erau oameni chiar și afară în frig, în curtea bisericii, care veniseră să asculte Evanghelia. În ziua aceea mulți oameni s-au întors cu toată inima la Dumnezeu. Apoi, după ce s-a terminat evangelizarea, împreună cu câțiva prieteni am ieșit să ne plimbăm și să ne rugăm împreună. N-am să uit niciodată rugăciunea prietenului meu din România, Titus Colțea. El a îngenunchiat în zăpadă și s-a rugat în felul următor: Doamne, dacă e nevoie să curgă sânge de martir ca poporul meu să se întoarcă la Tine, aș vrea să-ți dăruiesc trupul meu ca o jertfă vie. Ei bine, Dumnezeu l-a luat pe Titus și l-a folosit, și nu numai pe el, dar și pe alții din România care s-au predat Domnului în același fel. Dumnezeu a trimis în România imediat după Revoluție una din cele mai mari treziri din secolul 20. El a trezit o națiune întreagă și mii de oameni s-au întors la Dumnezeu în acea perioadă. Duhul Sfânt a fost revărsat din belșug peste România și cred că acest lucru s-a datorat rugăciunii bisericii și a oamenilor ca Titus Colțea și Paul Negruț și a altora ca ei, care s-au predat Domnului spunând: Doamne, ia viața mea și fă ce vrei cu ea. Iar Dumnezeu exact asta a făcut. Acea predare totală înaintea lui Dumnezeu s-a transformat în închinare. Iar atunci când copiii Domnului au început să-i se închine în duh și în adevăr, El a deschis zăgazurile cerului și a revărsat peste ei belșug de binecuvântare. Dacă ne vom preda inimile în totalitate lui Dumnezeu, El va face și cu noi o lucrare măreață. Te rog, caută-L pe Domnul în rugăciune și spune-i doar atât: Doamne, îți dau viața mea și toate darurile mele. Îți dăruiesc familia mea, mintea mea și trupul meu. Mă predau cu totul Ție. Apoi privește cum va lucra Dumnezeu.